De-a lungul timpului, oamenii au protejat planeta și au iubit natura. În ultimii ani, însă, oamenii au devenit neglijenți și au început să polueze mediul. Echipa Roșie a realizat pentru voi o serie de reportaje din diferite colțuri ale lumii. Pentru început, vă invităm la un trip din Africa. Wow! Sunt din tribul Piroș și facem dansul ploii. Ni foame, ni sete și suntem bolnavi. Mă, sunt Sofia din țara lui Andrei și am venit să vă ajut. V-am adus mâncare, apă și medicamente, dar voi trebuie să le folosiți eficient. Eficient. Jade! Mulțumim! Mulțumim! Iar acum ne mutăm la polul nord. Transmit pentru prietenii din țara lui Andrei, de la Polul Nord, o știre de ultima oră. Să le spunem prietenilor prin ce trecem noi? Igluul nostru se topește! Din cauza încălzirii globale. Ai dreptate, colega. Hapți! Hapciu! Poluarea aerului, apei, a pământului este consecința faptelor irresponsabile a omului. Dacă a recicla, reduce și a refolosi materialele oferite de natură, ar stopa încălzirea globală. Da, am învățat în țara lui Andrei. Peste câteva zile, adăpostul nostru se va topi. Aș vrea să-i conving pe oameni să acționeze până nu e prea târziu. După imaginile de la Polul Nord și Africa, venim în România la Copșa Mică. Bună ziua, dragi telespectatori, mă numesc Noi Nando și vă prezint știrile Copșa Mică. Datorită unei fabrici de nebru de fum, localitatea Copșa Mică se află printre primele 50 cea mai poluat locuri de pe planetă. Hai de capul meu, ce fum e aici? Doamne, doamne, ce mizerie aici! Poluarea de la fabrica de negru de fum din Copșa Mică nu mai poate continua. E nevoie de soluții. O soluție ar fi montarea de filtre performante pentru oprirea poluării. Desigur, soluția optimă ar fi închiderea fabricii. Desigur, este nevoie și de implicarea localnicilor. Să distrugem fabrica! 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 Poluat orașul Copșa Mică, dar hai să vedem ce se întâmplă în orașul nostru Săcuieni. Bine v-am găsit, doamne și domnilor! Mă numesc Poiacean Alex și vă prezint știrile din orașul Săcuieni. După cum știți și în Săcuieni, mediul înconjurător este rău poluat. Iată câteva exemple. Avem mizerie în parc, nu avem coșuri de gunoi, gunoi în râuri, mașinii poluează mult. În urma taberei din țara lui Andrei, noi am găsit următoarele soluții. Aveam nevoie de coșuri de gunoi. Trebuie să folosim mai multe mașini ecologice. Ne trebuie mai multe panouri cu informații despre reciclare. Să nu mai aruncăm gunoaie în râuri, ci în tomberoane. Vitalul e în mâinile noastre!